Hai să te și bine v-am regăsit La un nou episod de Free Fire Astăzi chat cu un noul update Cum puteți bine observa aici Noul caracter, diamante gratis Din păcate n-am luat Ce dracu să le spară, dar asta e Bă chat, o să vă prezint Mici chestii pe videoclipul Acesta, pentru că în seara aceasta De la ora 21.00 Vom face un live unde Vom arăta mai multe chestii, așa că În seara asta cea de la 9 seara La 21.00, vă aștept acolo număr cât mai mare să vedem împreună noutățile din update și așa mai departe. Și pe lângă acestea nu uitați da și acolo de like cu la fie forță, un subscribe bun și nu aștept de mult. Dă like, că eu așteptam să dai like, deci dă like și subscribe pentru că e frumos și mare deci noi marea. Bă, ce o să începem prima și prima dată cu noul caracter care, băi e destul de ok, bă, caracterul ăsta... Uh, e mai mult un caracter de uh, de ce rank, nu prea merge la bără rank pentru că caracterul ăsta dă heal mai mult. Uh, e este o chestie, gen Activezi skill-ul și te conectezi, este uh, nu știu cum dumnezeu o, dacă o să găsesc un filmuleț, o să vă pun pe ecran. Uh, caracterul ăsta se conectează, nu știu, să zicem așa, se conectează cu, cu echipierii și vă dați unul altuia uh, HP. băi e ok. Da, nu știu ce să zic, parcă e cam degeaba, nu știu pentru ce se rang merge, pentru ce se rang merge, pentru bără nu prea merge, că nu prea e cum, pentru că nu prea stau oamenii, Nu știu, dacă ai echipă unită, mai merge așa, da, din câte știu are, are un range de 30%, ce, 30%, 30 de metri, ceva de genul, și dacă depășește gen range-ul ăla, dispare și nu și mai a nimeni HP și la, e cam așa, da, asta e ce am făcut, m-am dat start bine și ești nebun la Cap. Uh, bun, bă, cea pe aici, pe la, uh, la profil nu s-a schimbat absolut nimic Am căvaj botul vostru, n-am văzut să se fi schimbat ceva pe aici uh, Bun, bă, am văzut că s-a schimbat cea Vreau să, vreau să trecem uh, la chestii, uh, bă, de tot Deci, uh, bă, noul update, o să vină o chestie care, bă, sincer, după mine Bă, mi se pare tare, de tot, deci, nebun la cap Putem să ne punem uh, un skin cu atribute diferite, măncavoș botul vostru. E bine, dacă vă întrebați, băi, George, cum facem chestia aceasta, e bine, aici vedeți că dacă mergem pe scar vom avea Gunsmith, unde la Gunsmith cea, dacă mergem noi fain frumos și dăm Customize, veți vedea că aici putem să ne uh, selectăm atributele, ce atribute vrem noi să avem de la skinurile pe care le avem deja și aici avem selectă skin, skinul pe care îl vrem noi. Bă, mi-mi spare -mi tare tot și am spus chestia asta și pe TikTok și o spun încă o dată și cred că o să o spun și pe live-ul de Да по YouTube. Bă, mi se pare tare de tot pentru că eu am UMP-ul Ruby și din câte știți UMP-ul Ruby nu dă statistici, din păcate. Dar ce să vedeți, după update at UMP-ul Ruby va avea statistici pentru că voi putea eu să pun statisticile unui skin, dar am un skin care dă doar to și unul de mie, ceva de genul. Îl voi pune pe acela și ce să vedeți, at, voi juca și eu cu UMP-ul Ruby cu, cu atribute și bă, mi se pare tare rău de tot, ești nebun chestia asta și tare că poți să schimbi atributele dacă ți nu-ți un skin, zis zic zic, dacă ai un skin bun, uite de exemplu cum a fost XM8 ăla cu găina, Bă, era urât rău totul, nu știu, mie nu-mi plăcea, dar uite dacă eu aș fi luat skin-ul ala pe XM8, puteam să schimba atributele pe un alt skin gen și, na, era altă schemă, dar asta e, de unde să știu eu că în următorul update vor baga ăștia de la Garena așa ceva, na, mi-am luat tracă mâncava robotul vostru, dar asta e, nu e ca și cum ăștia de la Garena nu o să rebage skinul sau alte skin-uri gen cu Retofire pe XM8 gen și ce zic deci, bă, chestia asta mi se pare tare rău de tot cea. Deci, chestia asta mi se pare tare rău de tot. Pe lângă chestia aceasta, avem și noua armă care este. Unde eram, un cavaj la Adders? Este Fugul 24. Din câte uh, mi-au spus, uh, mi după spus de pe live-ul de pe TikTok, asta ce ar fi ceva pistol de anti glu Îl dai la glu și spargi glolul foarte rapid, ca un fel de Skyler, ceva de genul. Bă, eu n-am jucat cu el, nu știu cum Dumnezeu, nu știu ce Dumnezeu face, nu știu cum funcționează, nu știu în cât îmi sparge uh, glorul și așa mai departe, dar bă, ce să vezi, ci că ar fi așa ca un fel de Skyler, nu știu, eu de aștept să îl testez uh, și așa mai departe, așa că chat vă aștept un număr cu mai mare, o zic din nou uh, pe live-ul din seara aceasta de la 21.00 și bă, pe lângă chestia asta avem și câteva mod, moduri de jocuri, de joc, de bă, nu mai contează, român a plecat, dar asta nu mai contează, filmează 12 noaptea clipul așa că nu mă jurați, uh, avem două moduri de joc, uh, de jocuri noi, de joc, de, nu, nu mai contează, spuneți vă ideea, avem Clash Squad FPP, care înseamnă First Person Shoo, uh, nu, first person, nu știu dracu înseamnă ăsta al doilea, în fine nu mai contează George și engleza pe lângă. Deci avem modul ăsta de joc nou care este în first person, veți vedea din ochii caracterului și veți vedea doar mâinile și arma și bă mi se pare tare tot. nu am jucat pentru că nu mi găseam meci, nu știu de ce Dumnezeu nu mi găseam meci, dar asta e nu mi găseam meci și n-am putut să văd. avem și Cosmic Racer-ul care la fel nu mi-a găsit meci, nu știu cum este, dar poate vom vedea pe level din această seară. Avem ce unde n-am jucat absolut deloc, dar poate o să jucăm și avem și rank cu bă, deci la B-Rank sunt o grămadă de chestii schimbate, și nebun la cap, deci sunt o grămadă de chestii schimbate și chiar vreau să dăm acum un meci să vă prezint chestiile de pe hartă, pentru că bă, sunt o grămadă de chestii noi adăugate și veți vedea că și noul pic, nu noul pic, vechiul pic este oarecum adăugat um, în joc, așa că chat, revenim direct din meci să vă arăt Uh, să vă arăt vechiul pic și să vă arăt și glidero pentru că ce se vedeți ce în următorul update adică acest update vă-l prezint eu acum uh, se va readăuga și glidero ceea ce bă, mi se pare tare rodul tot și ce puteți vedea aici ar apirodo tot vechiul uh, pic din păcate oh, yeah. Bă, m-a băgat pe m am mâncat aici botul tău, e bine, srău, ești nebun la cam, am stat și acum m-a băgat pe nextera. am uitat să debifez aici, uai capul meu, a, deci nu pot sta așa că trebuie să, trebuie să șterg de aici, uai capul meu, bă, băiatule, bă. Acum ce puteți vedea din nou, uh, vechiul pic aici, rapid rău de tot, bă, eu sper că ați apucat să vedeți cât de cât, am finit că mi se pare că uh, pot să vi-l arăt, what the f Bro, ce e acolo, bro? What the f Mă, ce dumnezoi chestia aia de acolo, bă, băiatule, că... Eu n-am văzut-o, aici, nebun la cap. În fine, bă, avem câteva teleporturi din astea. Uh, care, da, e tare ce să zic, nu știu ce Dumnezeu chestia aia de acolo, n-am fost, nici nu știam What the fuck, bro, cum arată, ești prost la cap, ok, bă, pare interesant, uh, n-am să vă mint, dar hai să mergem aici să vă arăt chestiile mai interesante, deși și aia era interesant, da, na? Hai să mergem direct aici, chat, fiți atenți, deci în următorul update vom avea mare teleport și dacă dăm aici pe enter, vedeți că avem o animație și ne-a băgat pe vechiul pic, bă, din păcate... Bă, era tare, gen, dacă băga vechiul pic înapoi, bă, mi-mi spărea tare odată, măcar, nu știu, pe update-ul ăsta, gen, pe, timpul, pe tot timpul update-ului, gen, uh, era tare să fie rebagat vechiul pic, dar asta e, bă, chat. În fine, tot ce trebuie să faceți voi aici este să explodați cutiile astea, să vă dea niște puncte și cu punctele acestea voi puteți să vă duceți fain frumos, să vă uh, cumpărați arme și... Și cam atâta, cam arme Vă puteți lua ca altceva, nu știu dacă vă puteți lua În fine, aveți și aici și un timp Așa că trebuie să vă, trebuie să vă grăbiți chat uh, Ca să vă băgați aici frumos rodotot Și fiți atenți chat dacă i dăm noi frumos jump ia vedeți ce avem, mai zeppelinul chat, avem mare zeppelin și aparent vă că dă și cască și veste de 4, dar faza este că, băi, eu nu, nu pot să-mi dau seama dacă se va, va baga gen în următorul update Cascadă de cascada 4, pentru că știți că acum la rank nu este Cascadă de 4, este doar aia de 3. Eu sper să nu bage Cascadă de 4 pentru că Va fi cam nasol, sincer, să fiu, gen. Și ce zic? Na, da, eu sper să nu o bage, dar na, asta e partea a doua. În fine, după ce luăm uh, chat, vedeți că aici avem mai multe arme. Avem ăsta, avem MP40, Vector, AC80, Groza și sg D2. Bă, o să îmi iau și o fain frumos de aici. MP40 ăsta ne-a împărat și o să-mi și... Și uh, acea 80 Și după ce v-ați luat uh, armele chat Va trebui să vă grăbiți pentru că vedeți că mai am încă 13 secunde uh, Va trebui să vă duceți aici fain frumos Să intrați în ăsta în portal Și după aceea vă va spauna cu zeppelinul Care bă mi se pare tare rodotot Și mie de ce nu mi se duce în spate bă băiatule bă, iatule, bă. Aparent n-a vrut să se ducă asta e. În fine, bă, vreau să mergem și la bulinuțele astea albastre sau verzi. Ce Dumnezeu culoare ar mai avea și astea. Uh, vreau să mergem fain frumos pentru că mai este încă o chestie nouă adăugată și aparent uh, astea apar așa cu astea cu ok interesant îmi um, place cum a, apare așa cu șapte cu din În următorul update chat dacă puteți observa voi acum puteți debifa uh, cum ar fi pe unde vine avionul, vende mașinurile și arsenalul Voi le puteți dezactiva gen să nu le mai vedeți pe hartă și așa mai departe Și vedeți că pe hartă chat dacă vă duceți la bulenuțele astea uh, verzi sau ce culoare vor avea ele, în fine nu contează chestia asta Dacă vă duceți va fi câte un caracter, uite de exemplu aici e Kelly și posibil ca mai în spate vedeți că pe hartă mai este o bulinuță Posibil ca mai în spate să fie Hayato sau nu știu, altcineva și vedeți că dacă luăm aici, fain frumos, dacă apăsăm pe use, vedeți că ne dă loot, ceea ce, bă, mi se pare tare de tot, mai ales de început, vedeți că nu strică aici, nebun la cam niște, uh, niște loot vedeți, dacă mergem în spate, mamă, dacă cum l-am nimerit pe Hayato, ești prost la cap, da, vanzi dacă mergem mai în spate, ne-l dă pe Hayato și, aparent, mi se pare tare o chestia asta, că poți să iei de la mai multe gen uh, caracterii poți iei, uh, uh, loot, nu doar de la un singur caracter Și mi se pare tare de chestia asta și ce ce Dumnezeu mă avem un player Că vă că eu vă că eu unul de ăsta aici a? Aba nu e un bot mă E un bot de s bătut cu Na cu arsenal în fene Și apare mai avem și câteva cutiuții din astea care A tot loot ne dă Bă deci În următorul update O să fim umpluți de lut. Bă deci n-ai cum să spui că nu Că nu ai lut, gen În următorul update n-ai cum să, să nu spui că nu ai loot bro Că o să o grămadă de de astea de lute, ești nebun, sau o grămadă dăstea astea cu, uh, cu, albastru sau cu verde, nici acum nu poți să dau să mai culoare o fi, mai sunt și cutiile alea de le spar și îți iei deci bro sunt, what the fuck, au schimbat arsenalul bro, că nu arăta așa, ok, băi eu, eu, știu că nu arăta așa arsenalul. O fi arată așa, mă, gen, să arate așa doar în Advent Server? nu pot să-mi dau seama, în fine, o să aflăm în următorul update și apare în chat, dacă ne uităm în sus, nu știu dacă v-am arătat, dar dacă ne uităm în sus, chat, vedeți că avem mare portar, portar, iau un portal. Și aparent noi, uite de acolo am venit noi chat, de acolo ne-am uh, aruncat în noi să zic așa și bă, sincer să fiu, Update-ul ăsta mi se pare a fi unul din cele mai tare update-uri Bă, vă jur, ești nebun la cap Deci ăsta mi se pare unul din cele mai tare update-uri De-abia aștept să vină chat Și de-abia aștept să-i dăm acolo update Să jucăm pe live să îl testăm Să vedem dacă avem lag sau Nu știu, mai multe chestii gen, știi ce zic Ok, să-l batem și pe Petrică Și să ieșim din meceanul Chat, a vedeți, direct mare one tap Da, bă, mai mult ca sigur am ratat eu mai multe chestii Dar v-am zis Vă aștept în seara aceasta Cea de la ora 21.00 uh, Ca să aflăm mai multe pe live Să descoperim mai multe chestii împreună Și aparent mi s-a blocat și blustex Pentru că de ce nu? Așa e mai bine Bă și vreau să vă mai arăt o chestie așa De, de final Dacă tot uh, na, Dacă tot suntem aici la caractere Vreau să vă pară gen că Kelly O să-și au un remake Adică Kelly o să arate foarte diferit Adică Na Puteți observa și voi că o să iau un remake și Kelly nu o să mai fie Kelly, de, Kelly Dar nu mai contează chestia asta Cam acesta a fost și clipul de astăzi chat Încă o dată va aștept în seara aceasta de la ora 21.00 număr cât mai mare Acolo să aflăm mai multe, să descoperim Mai multe chestii pe joc, să vedem ce se Adaugă nou și ce mai departe Nu uitați acolo de like, subscribe, share și fie tot ce trebuie Eu am fost George, iar noi ne auzim data fătă în Băr, mai bine și pa, pa Hola amigos